Avem aproape 60 de acorduri cu țări din toată lumea. 60 de acorduri active, adică cele în baza cărora putem face schimb de mobilități, așa cum am spus, de studenți, de cadre didactice. Și nu vorbesc de cele Erasmus, că dacă le numărăm și pe cele Erasmus, sunt mai multe. Deci acestea sunt acorduri cadru pe care le-am stabilit și în baza cărora putem să facem aceste schimburi, colaborări pe diverse teme de cercetare, pe proiecte, organizări de conferințe în comun, orice. Am fost destul de generoși atunci când am scris acordurile cadru cu aceste universități, astfel încât dacă dorim vreodată să facem ceva, să fie posibil, să nu fie nevoie să mai facem acte adiționale sau, eu știu, alte lucruri sau să umblăm din nou la acordul cadru. Deci am detaliat cam toate activitățile pe care le putem derula în comun, inclusiv programe de studii, pentru că legea învățământului superior ne permite acum. Noi nu aveam legislație pentru programe comune cu alte țări, acum avem. Sunt trecute în lege ca și programe posibile, cu diplomă dublă, tip multiplă, triplă, câte universități pot lucra pentru a furniza un program de studii. Și o să vedem, deocamdată nu avem norme de aplicare pentru aceste forme de pregătire, dar important este că ele sunt în legislație și sigur vor exista și norme de aplicare.